Am avut de multe ori așa discuții între mine și fiica mea, de exemplu, mi-a stat într-o formație ce e foarte important. Zic, bă, toate sunt importante, dar foarte important e ritmul și de obicei ritmul ți-l dă cel care e cu percuția, că de acolo se leagă toate cumva. Nu știu dacă am dreptate sau nu, că nu sunt specialist în zona asta, dar avem pe cineva care cu siguranță are un cuvânt greu de spus, domnul profesor Iustin Rusu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum e cu percuția într-o trupă, într-o orchestră? E definitorie, nu? E importantă. Așa este, dacă mă întrebați pe mine, percuția e numărul unu. Totul a plecat de la bătăile inimii. Așa că, atât cât ne bate inima în piept, percuția este peste tot cu noi. Vă pregătiți de concert și nu orice fel de concert, că văd că are o mulțime de locații aici. Am un afiș care m-a pus așa, cumva, nu pe gânduri, dar zic, uite, că e o demonstrație de forță. Nici nu credeam că există, e aproape o industrie, dacă pot să spun asta. O prezență, nu știu, București, Iași, Suceava, Piatra Neamță, Brașov, Cluj-Napoca, Bacău. Hai să ne spuneți dumneavoastră mai multe, că sunteți unul din cei foarte implicați în acest eveniment și cu siguranță ne-ați putea spune și mie și ascultătorilor noștri la această oră de ce acest concert de percuție, de ce atât de multe orașe, locații și mai ales ce își propune. Deci, cred că cel mai bine vă poate spune chiar promotorul acestui eveniment, lector conferențial universitar dr. Alexandru Veleșcu. Bună ziua și dumneavoastră. Bună ziua și dumneavoastră. O să transmit imediat, dacă pot să-l dau pe speaker sau sigur, sigur. Așa că, da, hai că dăm pe sigur. Speaker acum rapid. Suntem pe speaker acum să ne audă toată lumea. Sunt împreună cu el. El a început acest proiect acum 3-4 ani și de la an la an acaparează din ce în ce mai multe școli de percuție și îi dau cuvântul. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua. Am întrebat... Îl întrebam pe domnul profesor Iustin Rusud și vă întreb și pe dumneavoastră, de unde această idee, de ce atât de multe locații, ce își propune acest eveniment, care e de amploare, clar. Da, este un eveniment de amploare. Ideea a fost din dorința de a promova studenți și elevi de la liceele vocaționale din țară și... Asta ar fi prima idee, iar cea de-a doua idee de a promova instrumentele de percuție și ansamblurile de percuție din România. Avem o școală bună în România? Avem. Avem o școală bună, da. Suntem unde trebuie. Pe mine mă intrigă, știu, o vedeam ca o ocupație mai degrabă pentru bărbați, ca o zonă care, na, știi, eu mă gândesc la rocker, la dăștea mai grei și de obicei vezi pletoși dintre aia care bat într-un mare fel, adică, na. În Iași, în țară și în Iași, mi-a rămas gândul la Țăndărică, nu mai știu acum cât de mult la vârsta lui mai bate tobele, dar am văzut și multe prezențe feminine, ceea ce nu știu cum să o interpretez. Păi foarte bine trebuie interpretată. Tocmai ideea de percuție, lumea concepe că percuție înseamnă doar tobe. Ei, lucrurile nu stau chiar așa. Arsenalul de percuție este unul imens. Sunt instrumente videofone, instrumente membranofone, foarte multe. Și noi ne-am propus prin proiectul nostru cultural și educațional să expunem publicului larg muzica instrumentului de percuție și altfel lumea va vedea că percuția nu înseamnă doar tobe. Și aici... Asta este unul dintre obiective. Unul, foarte bine ați punctat dumneavoastră, se reprezintă percuția. Și aici... Într-adevăr, publicul larg nu este cunoscător pentru astfel de evenimente muzicale pe care le facem noi. Eu am început proiectul acesta în anul 2019. A venit pandemia și ne-a încălcit la toți viața? Da, și chiar următorul concert ne-a fost anulat din 2020. Dar am revenit după pandemie, începând cu anul 2022. Avem constanță, se pare că este și susținută din partea publicului. Surpriza pe care, de fapt, asta este și obiectivul pe care l-am țintit noi, să atragem un public cât mai divers.
un public larg. Adică să nu cântăm repertorie doar pentru cunoscători, să spunem. Cunoscători, avizat, un public avizat, să spunem așa. Am depășit un pic granițele și am mers pe ideea de a face aranjamente pentru instrumente de percuție cu muzică cunoscută publicului larg. Înțeles că noi nu ne-am abătut și de la muzica destinată cu precădere a ansamblului de percuție. Dați-mi o explicație, de ce atât de multe orașe implicate? Sau cum l-ați ales? Sunt foarte multe orașe implicate pentru că noi colaborăm cu ansamblurile de percuție care există în aceste orașe. Și nu sunt numai cele pe care sunt pe afiș. Avem turneu acum, cele de afiș sunt mult mai multe. Poate că ușor, ușor noi vom crește și vom reuși să adunăm mai multe orașe în proiectul ăsta. Chiar toate. Vorbim de o comunitate. Să ajungem la toată România să participe la astfel de eveniment. Astăzi, undeva mai spre seară, pe la ora 6, la prestigiosul Octav Băncilă, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, se dă o nouă filă, da? Vorbim de încă un concert de percuție din această mare manifestare. Cine va fi pe scenă? Cine va obține aplauze de la ascultători, de la spectatori, în primul rând? Da. Pe scenă vor evolua ansamblul de percuție de la ansamblul Versus, de la Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciorta din Brașov, ansamblul Juven Artis de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Ansamblul de percuție Fireworks Magazine de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava. Mai apoi ansamblul Spirit de la Colegiul Național de Artă George Apost din Bacău. E o listă impresionantă, aș spune. Da, și ansamblul de percuție al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț. Și surpriza din acest an este că Zoli Tot și cu ansamblul Young Beats din cadrul cu programul național Cantus Mundi România ne s-au alăturat și nouă. Zoli este un vrăjitor și un om al surprizelor. Nici n-am crezut în viața mea că se poate cânta și în butoaie și în câte și mai câte. Dar aici trebuie să ai un pic de nebunie, o scripire de geniu, să accept niște provocări. Și da, cu siguranță acest gen de manifestări, cred că în primul rând câștigă cei care sunt mai la început cumva, pentru că pot ieși din zona anonimatului, adică pot să se facă remarcați. Și sunt convins că e foarte multă muncă în spatele unor momente artistice de acest gen, dar parcă altfel e când vezi că ai muncit un timp și îți este răsplătită munca cu aplauze. E un lucru meritoriu, un lucru deosebit și eu le doresc succes celor care sunt în plină expansiune, să spunem așa, artistică. Cred că e o metodă sau un moment în care se va întâmpla, știu eu, cumva un fel de și un schimb de experiență între unii și alții, între cei mai evoluați și cei care sunt mai la început. Trebuie să fie interesantă întâlnirea asta. Da, dacă mi-ați putea spune cum se poate intra la concert, există o regulă, bilete, bănuiesc oricum accesul în primul rând e limitat de numărul locurilor din sala de concerte. Da. De reținut că e la 6, asta am reținut de pe afiș, că la ora 6. Da, la ora 6. Asta, să știți că n-aș putea să vă spun eu, eventual să vă-l dau pe colegul meu. Mulțumesc tare mult, da. Mulțumesc mult, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc tare mult.
dați-mi mie voie să răspund aceste întrebări. Accesul la noi este liber, ca de altfel la fiecare spectacol. Ne-am străduit să permitem oricărui om care cine-și dorește să asculte această muzică să nu fie îngrădit de restricții financiare. Într-adevăr, cum am spus și dumneavoastră, limita este efectiv numărul de locuri. Vom încerca să oferim primul venit, primul servit. Dar dacă o să depășim, cine dorește să asculte din picioare, e binevenit. Dacă mai doriți să le transmiteți ceva ascultătorilor pe final de intervenție? Vă propun să nu ratați această ocazie. Uitați-vă foarte bine pe afiș, sunt doar 6 concerte, deja 2 s-au dus, mai sunt încă 4. Este o experiență de neuitat atât auditivă cât și vizuală. Deci recomandarea noastră este să nu ratați acest eveniment. Domnilor, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Pulsul Zilei aici la Radio România Iași. Le doresc succes tuturor celor care vor fi prezenți pe scenele concertelor de percuție. Mulțumim foarte mult pentru efort și pentru faptul că știți cum se face. Mulțumim mult! Mulțumim și noi! Un hit bun oprește timpul în loc, iar locul său este aici, Radio Iași.